Elemente reprezentative ale florei și faunei din regiunea Parcului Natural Porțile de Fier au prins viață sub forma unor personaje de poveste. Prințul Herman sau Prințesa Tulipa au fost prezentați de reprezentanții Muzeului Regiunii Porților de Fier și micilor cursanței școlii de vară. Am extras câteva dintre speciile de plante și animale protejate la nivel european, le-am transformat în personaje de poveste, pornind de la însușirile morfologice, de la comportamentul lor, de la arealul pe care îl ocupă, le-am pus în cuvinte de poveste și astfel încercăm să învățăm pe copii, încă de la vârstele acestea fragede, că este deosebit de important să protejăm biodiversitatea, așa ca pe niște personaje de poveste. Este Prințesa Tulipa. Tulipa hungarica este la Leaua de Cazane, este o specie unică în lume. Ea se întâlnește doar pe stâncăriile cazanelor mari din România, la altitudini cuprinse între 100 și 200 de metri. Și pentru faptul că este un unicat mondial, i-am dat aceste însușiri de prințesă, prințesa care este pilonul principal al poveștii noastre, al poveștii porților de fier. La cursurile școlii de vară, micuții învață prin joc și prin activități menite să le pună în valoare creativitatea și spontaneitatea. Dansul și desenul fac și ele parte din activitățile desfășurate în cadrul școlii de vară. Vorbim despre educație non-formală. Educația non-formală se referă la învățarea și descoperirea lucrurilor frumoase legate de patrimoniul natural și cultural al județului Mehedinți prin intermediul jocului. Dacă, de exemplu, facem un aranjament floral sau transformăm o lalea de cazane într-un personaj, într-o prințesă, automat vom rămâne în mintea noastră de copii cu foarte multe informații legate despre această floare, care este rară și este de patrimoniu, ține de patrimoniul natural al Mehedințului. Mult mai ușor. Dacă ne comportăm cu un copil militărește, să spunem, și venim să-i trasăm desene sau cuvinte care să descrie caracteristicile și zona în care găsim această floare, mult mai greu va percepe aceste informații și este puțin probabil că le va păstra. Și atunci ne prefacem că ne jucăm. Cursurile și activitățile organizate în cadrul școlii de vară se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani. Proiectul este menit să-i apropie pe copii de instituția muzeală, dar și să le aducă un plus de cunoștințe în ceea ce privește istoria orașului. În cadrul acesteia sunt organizate o serie de ateliere cu activități recreative, precum olărit, pictură, etnografie și atelier de artă plastică.